țară între Bragadirul și Măgurele. Două orășele din suburbia capitalei, ambele în județul Ilfov. Și niciunul nu are grijă de curățenie. Aici aduc gunoaie, oameni responsabili, dar poate și săraci care n-au contract de evacuare a deșeurilor, menajere. Autoritățile nu fac nimic, nici din Măgurele, nici din Bragadiru, ca să curețe zona și să oprească fenomenul. Și cam așa e toată suburbia capitalei. Probabil și în alte sate, orașe mici, pe provincie. Dar cât am pedalat eu în jurul Bucureștilor, cam peste tot am găsit așa peisaje.